Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Crescută într-o familie de sportivi și fiind mezina, Maria Iordănescu a fost mereu protejată și încurajată să facă sport. A simțit emoțiile prin care a trecut tatăl său, mai ales la Euro 2016, și a ieșit în stradă alături de toți românii. Nu vă spunem prea multe pentru că avem un studio chiar pe Maria. Bună, Maria, bine ai venit la Zoom Sport. Bună, Gianina, mulțumesc pentru invitație. Cum e să faci parte din familia Iordănescu? Este în primul rând o onoare, pentru că tata a reprezentat unul dintre stâlpii, să spun așa, fotbalului românesc, alături de ceilalți din generația de aur. Sincer, cred că este un lucru minunat să faci parte din familia în care fac eu parte, pentru că, pe lângă faptul că numele este cu renume în țară, faptul că am părinți minunați, am trei frați la fel de minunați, este un lucru foarte, foarte frumos. Tu ești singura fată alături de mama ta din familia Iordănescu. Cum e să fii așa mezina? Întotdeauna am fost protejată, atât de tata, dar atunci când el era plecat în afară, lucra și antrena alte echipe din străinătate și nu putea să fie prea mult prin preajma noastră, am fost protejată în primul rând de Edi, de fratele cel mai mare, pentru că el are cea mai multă experiență. Iar acum, după trecerea timpului, ceilalți doi frați, Alexandru și Andrei, au fost aproape mereu lângă mine și m-au susținut, pentru că suntem apropiați de vârstă. Și orice problemă întâmpin și am nevoie de sfatul unui băiat, bineînțeles că apelez la ei. Nu s-a lăsat domnul Iordănescu până n-a făcut și o fată, până la urmă, după trei băieți, a zis, haide să facem și o fată. Da. Cum ai crescut în familie? Mai ales că ai venit ultima în toată familia, ai fost și fată, o femeie cere, să spunem așa, în ghilimele, protecție și siguranță. Într-adevăr, și mama și tata și-au dorit foarte mult să aibă o fată. Cred că întotdeauna am fost preferata familiei. Tata întotdeauna m-a susținut și m-a protejat, să spun așa, în fața fraților. Dacă ne certam, întotdeauna eu aveam dreptate. E frumos să fii singura fată, dar oarecum uneori și greu, pentru că simt nevoia de o soră. Întotdeauna îmi ziceam când eram mică că mi-aș fi dorit foarte mult să am o soră, însă acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că i-am pe frații mei, care sunt pentru mine ca și o prietenă, ca și un prieten, ca și frate, ca și familie. Bun, dacă e să facem un calcul, cred că ție ți-e mai ușor, oricum eu nu mă pricep foarte bine la matematică, tu ai 22 de ani, deci la ce vârstă te-a făcut domnul Iordănescu? Cred că puțin peste 40, dacă nu mă înșel, n-am stat niciodată să mă gândesc câți ani aveam mama și tata când m-au născut, dar important e că, nu știu, familia e unită, știi, că ei știu să fie părinți chiar și acum, când poate momentul cel mai bun era ca ei să fie deja bunici. Sunt din partea lui Edi bunici, dar trebuiau să fie liniștiți, să spun așa, noi toți la casele noastre, însă ei au foarte multă răbdare cu noi și ne-au crescut pe toți așa cum trebuie. Nu, lasă că te înțeleg, și ai mei, avea tatăl meu 38 când m-a făcut, mama mea 35 și mai am o soră cu 10 ani mai mare, deci te înțeleg perfect. Vorbim cam aceeași limbă. Așa. Noi de curând am fost și am făcut cu tine un material la squash. Da. Faci de performanță squash? Nu de performanță, nu? Doar am încercat acest sport, mi s-a recomandat de un prieten apropiat, mi-a spus că este cel mai solicitant sport, încercasem în not, încercasem tenisul, fotbalul, bineînțeles, pe stradă sau la liceu, și am vrut să văd cum este și acest sport și, spre surprinderea mea, e cam pe aceeași poziție cu fotbalul. Bineînțeles, n-am aceeași experiență, pentru că nu urmăresc squash-ul așa cum urmăresc, de exemplu, meciurile de fotbal. Dar este un sport foarte interesant și recomand tuturor oamenilor, adică să încerci acest sport, pentru că este chiar foarte frumos. La tine în familie majoritatea a făcut fotbal. Tu ai încercat vreun sport de performanță când erai micuță? Nu, mama ne-a orientat așa spre sport, pentru că facem parte din familie de sportivi. Ne-a dus mai la toate sporturile cunoscute, să vadă cam
spre ce fel de sport ne-am îndreptat sau care sport ni s-ar potrivi mai bine. Băieții, bineînțeles, că au rămas pe fotbal, ca și tata și fratele meu cel mare. Eu n-am făcut un sport de performanță, în schimb, cum am spus, am făcut înot, am făcut tenis, basketul îmi place foarte mult, iar acum squash-ul. Bineînțeles, am jucat și fotbal, cum ziceam, da. Nu s-a legat niciun sport de tine așa să-ți placă atât de mult încât să îl poți face constant? Sincer, nu că nu s-a legat, adică îmi place sportul, dar parcă nu s-au potrivit momentele. În perioada în care îmi plăcea foarte mult basketul, au intervenit anumite motive, să spun așa, pentru care n-am putut să îl practic pe sportul de performanță. Iar acum squash-ul la fel, am descoperit sportul spre, nu știu, uimirea mea, un sport atât de frumos, mult prea târziu și nu am mai apucat să mai fac. Adică sunt în momentul în care nu aș mai avea timp să mai fac acest sport de performanță. În schimb, dacă aș fi fost mică și l-aș fi descoperit de atunci, sigur, astăzi aș fi făcut squash de performanță. Poate că familia ta, având în vedere că știa ce înseamnă cantonamentele, știa ce înseamnă plecatul de acasă, poate că și ei oarecum au avut o contribuție ca să nu faci sport de performanță și să rămâi mai mult în sânul familiei? Nu, adică părinții întotdeauna ne-au susținut în tot ceea ce am vrut să facem, niciodată nu ne-au îngrădit perspectivele, ne-au susținut, cum am spus și... Sincer, dacă eu aș fi spus vreau să fac acest sport de performanță, sigur ar fi fost acolo pentru mine. Asta chiar dacă ar fi însemnat ca tu să pleci de acasă, ai un program strict. Așa. Pentru că tata știe cel mai bine ce înseamnă sportul. Sportul te responsabilizează, duce o viață mult mai sănătoasă prin sport și... Cred că, sincer, s-ar fi bucurat să fac un sport de performanță. Bun, pentru că tot am vorbit de sport, pentru că tot am vorbit de squash și l-ai lăudat atât de tare, haideți să vedem materialul cu tine și apoi ne întoarcem. La fel ca întreaga familie, Maria Iordănescu este pasionată de sport. Fotbalul rămâne marea iubire, în special datorită tatălui, fost selecționer al României, și a fratelui Edi, care a antrenat-o până la începutul lunii pe Astra Giurgiu. Ea a ales să practice squash-ul, un sport care este din ce în ce mai iubit printre români. Ai renunțat la sala de fitness și ai venit la squash? Nu, squash-ul este o plăcere, iar sala de fitness e că trebuie, un must. Dacă ar fi să lansezi o provocare în familie, l-ai aduce pe tata sau pe Edi să joace squash alături de tine? Sincer, da, m-aș simți bine că acesta ar fi primul sport la care poate m-aș pricepe puțin mai bine decât ei, pentru că în fotbal clar nu am cum să egalez. Și ai avea și șansa să-i învingi, nu? Asta clar, da. După ce ar învăța cât de cât despre acest sport, le-aș lăsa o provocare să venim să jucăm un meci și să le arăt că sunt bună și eu la un anumit sport. Squash-ul este pasiunea Mariei, însă altceva are prioritate. Îmi doresc acum să termin facultatea. După facultate îmi doresc o carieră în televiziune și cred că acest sport va fi doar pentru relaxare, în timpul weekendului. Trebuia, cred eu, să mă apuc de când eram mai mică și probabil acum aș fi ajuns în competiție. Tenis joci? Am jucat când eram mică pentru o perioadă scurtă de timp. Mama, împreună cu ceilalți doi frați ai mei mai mici, ne-a luat și ne-a dus la un teren de tenis pentru că era vacanța de vară, aveam timp liber, am mers și la basket și puțin și la not. Am făcut puțin din fiecare pentru că e frumos să le încerci și să vezi care îți place cu adevărat. Și până acum sunt absolut convinsă că squash-ul este cel mai frumos dintre celelalte. Maria are 22 de ani și se declară o ambasadoare a squash-ului. Veniți aici, încercați sala de squash, încercați să jucați acest sport pentru că este un sport minunat. Arde multe calorii, așa că, doamnelor, este momentul să dați o șansă acestui sport. Da.
Da, am revenit în studio. Felicitări, Maria. Mărturisesc că am fost odată să fac un reportaj la squash și m-am întors de acolo cu o febră musculară la tot corpul, așa că te aprob, funcționează, da. E foarte Știu. Bun, e un sport extraordinar care îți lucrează toți mușchii. Așa este. Ție cum ți se pare squash-ul? Cum am mai spus, solicitant, foarte, foarte solicitant. De fiecare dată când plecam de la sala de squash, a doua zi nu mă mai mișcam. Exact. Însă este un sport foarte, foarte interesant și îmi place foarte mult. Cât timp pe săptămână îl practici? Depinde de săptămâni, adică sunt săptămâni în care nu merg, săptămâni în care merg, asta și în funcție de timpul disponibil. Mm-hmm. Și spun asta pentru că sunt în ultimul an la facultate și este cel mai solicitant an și cea mai solicitantă perioadă de până acum. Ziceai tu în reportaj că sala de fitness e un must, adică trebuie să mergi acolo, squash-ul e o pasiune și o faci atunci când timpul îți permite. De ce zici că sala de fitness e un must? Păi, în primul rând, este o nouă tendință ca fiecare persoană, fie că ești de sex masculin, fie de sex feminin, trebuie să apelezi la exercițiile din sala de fitness, dar în același timp este și foarte important, tonifiază mușchii pentru persoanele care au nevoie chiar să slăbești, adică e un lucru sănătos, mai toată lumea îl practică în ziua de astăzi și de asta am spus că este un must, uh-huh. Trebuie să mergem la sală. Dar dacă avem timp și pentru astfel de sporturi, de ce nu? Tu de câte ori pe săptămână mergi la sală? Am avut o perioadă în care mergeam până și sâmbătă, de luni până sâmbătă. Dar cum am spus, în ultima perioadă timpul nu prea mai îmi permite să ajung atât de des. Dar când mă voi elibera, promit ca să reiau, să spun așa, formele dinainte și să ajung la sală de luni până sâmbătă. Ce exerciții faci acolo și cam cât timp stai? În jur de o oră jumătate, o mică încălzire, după care aparatele de fitness mai mult. Uh-huh. Am fost chiar și la clasele, da, exact, de aerobic, da, zumba, le-am încercat aproape pe toate, chiar și cycling și este destul de solicitant și destul de bun. Wow, dar faci sport, nu glumă, poate mai mult decât ai fi făcut sport de performanță. Acum, cum am spus, în ultimul timp, spre rușinea mea, am cam lăsat-o mai moale. Ai adus aminte de facultate, la ce facultate ești? În această vară o să termin facultatea în cadrul ASEU-ului Relații Economice Internaționale, pe care va trebui să urmez un master și peste 2 ani, în sfârșit, o să scap. Zic așa. Ce te vezi făcând? Te vezi lucrând în acest domeniu? Nu, sincer, am descoperit o altă pasiune și nu este legată de sport. Lumea televiziunii îmi place foarte mult. Am terminat o școală de televiziune și chiar am fost plăcut impresionată de ce am văzut acolo. Ce îți place în televiziune? De ce te atrage? Cred că e o altă lume. Faptul că oamenii privesc doar sticla și nu știu ce se întâmplă în spate, mm-hmm. Este un univers, să spun așa. Atât de multe lucruri se întâmplă în spatele ecranelor, e ceva fascinant. Și când ți-a apărut pasiunea pentru televiziune, să zicem mai tare, după ce ai făcut școala de televiziune sau înainte? Eram foarte curioasă și înainte. Tocmai acesta este motivul pentru care am vrut să încerc, să văd dacă m-aș descurca, dacă mi se potrivește această carieră. Iar pe parcursul școlii am devenit tot mai înflăcărată, să spun așa, de această lume. Bun, păi și ce faci? Revenind la întrebarea anterioară. Păi, te vezi făcând ce ai terminat acum, adică ce o să termin sau televiziune? Păi nu, n-am niciun caz. Adică în momentul de față nu m-aș vedea făcând nimic din lumea economică, ci din potrivă m-aș vedea în lumea televiziunii mult mai ușor. Tu ai mai încercat așa, știu că și aici la noi ai mai venit, ai mai fost pe teren, probabil că ai mai mers și la alte televiziuni, asta nu știu că doar aici la noi aici te-am văzut. Cum ți se pare pe teren? Este total diferit și spun și de ce, adică până acum mergeam la meciuri cu tata de mână. Camerele de fiecare dată veneau să-l filmeze, să ia interviuri tatălui și niciodată nu înțelegeam ce fac reporterii pe perioada meciului, să spun așa.
Și acum am experimentat și acest teren, să spun așa, da, din spate. Adică am văzut ce se întâmplă în boxa comentatorilor, cum se comentează un meci, cum se iau interviuri. Am fost la conferință de presă. Chiar ultimul meci pe, la care am mers pe teren a fost meciul Viitorul Astra, înainte ca fratele meu să plece de la club. Și am fost la conferința de presă și am asistat atunci când au vorbit domnul Hagi și fratele meu. Și este foarte frumos. Ce te vezi făcând mai exact în televiziune? Că se fac multe în televiziune. Păi, în primul rând, reporter. Să merg pe stadion, pe teren și să intervievez jucătorii. Chiar mi-ar plăcea să-l intervievez și pe tata sau pe Edi. Da, să fie la o echipă și să merg acolo și să-i pun întrebări, așa să-l pun puțin în dificultate. Mai ales că știi anumite lucruri inside, așa. Da, o să dau puțin din casă. Sper să nu vadă lucrul ăsta, că nu o să mai spune nimic, o să se ascundă de mine. Dar știi că... O să fiu un mic spion. Exact. Exact. Știi că în meseria de reporter e nevoie să ai curaj. Te vezi curajoasă? Te vezi să adresezi anumite întrebări care nu de fiecare dată sunt comode interlocutorilor? De obicei sunt puțin sceptică la început, atunci când nu cunosc. În schimb, dacă aș petrece cam o lună, două pe teren, sigur, voi fi mai curajoasă și sigur le voi adresa întrebări puțin mai dificile jucătorilor. Mi se pare destul de interesant că tu spui că vrei să începi cu reporteria, să zicem așa, în condițiile în care majoritatea fetelor frumoase, așa cum ești tu, își doresc întâi să fie prezentatoare, adică întâi, își doresc din prima să fie prezentatoare. De ce ai începe cu cea mai grea meserie din televiziune, adică cu reporteria? Pentru că este un lucru pe care l-am învățat în cadrul școlii de televiziune, uh-huh, pentru a ajunge un bun prezentator trebuie mai întâi să fii un bun reporter. Trebuie să vezi ce se întâmplă pe teren, să știi ce se întâmplă acolo și după aceea din platou va fi mult mai ușor. Te-am învățat bine. Le mulțumesc pe această cale. Te-ai obișnuit cu prompterul? Că îți spun din propria experiență că este dificil în momentul în care faci foarte mult teren și ești obișnuit să intri în live-uri și să vorbești liber, să apari dintr-o dată în fața prompterului, să depinzi de tot ceea ce scrie acolo pe prompter și să încerci, în ghilimele, să mai fii și natural. N-am avut niciodată probleme la partea aceasta de cititul de pe prompter. Dimpotrivă, mă simțeam cel mai relaxat acolo. Uh-huh. Întotdeauna am învățat că trebuie să citești textul înainte de a citi de pe prompter. Nu aveam niciodată în cadrul școlii texte la prima vedere pe prompter. Iar lucrul ăsta era deja ușor de făcut, având în vedere că deja știam textul. Mă simțeam confortabil. Sincer, cel mai greu moment era live-ul pentru toți. Asta pentru toți și care... Exact, eram la școală. Momentul în care trebuia să facem live era cel mai dificil. Iar prompterul o joacă, să spun așa. Da, exact. Păi e foarte bine că îl vezi așa. Maria, te-ai gândit în perspectivă, în sensul în care vei începe, să zicem, o carieră în televiziune și te vei descurca foarte bine și vei trece sticla, așa cum spunem noi în televiziune, adică vei reuși ca cel care te va privi va zice, wow, ce naturală e fata aceasta. Te-ai gândit că lumea o să înceapă să zică, da, normal că e la televizor, că e fata lui Anghel Iordănescu? În primul rând, trebuie să zic că Dumnezeu să-ți asculte cuvintele și să se întâmple așa, să trec sticla. Da, să nu zic asta, a doua parte. Da. Sincer, m-am gândit la varianta aceasta că oamenii vor spune, a băgat-o tatăl ei, exact, el a ajutat-o, el a susținut-o, dar cum e, gura lumii nu o s-o stupi niciodată, așa că dacă eu știu că am început de acolo de unde trebuie, că nu am fost ajutată de nimeni, că am luat de jos, am învățat și am făcut totul pe umerii mei, atunci cred că e cea mai mare satisfacție. Familia, prietenii, apropiați și eu trebuie să știm cum am început și cum am ajuns, dacă va fi să ajung undeva mai sus. Ți s-a mai întâmplat în viața ta până acum să intri în anumite situații și să auzi că ești acolo doar că ești fata lui Anghel Iordănescu? Mi-am auzit de multe ori această replică. Fata lui Iordănescu, uite ce a făcut,
tatăl ei, dar niciodată nu s-a pus problema să-mi aud că a făcut un anumit lucru doar pentru că este tatăl ei la mijloc, pentru că am urmat o școală de stat, o facultate de stat, mi-am luat examenele pe merit și pe ce am învățat eu, adică nu am lăsat loc de astfel de interpretări. Exact. Dar au fost multe ocazii și multe momente în care oamenii au spus uite ce a făcut sau uite cum se comportă sau uite anumite lucruri despre mine doar din prisma faptului că port numele Iordănescu. Și te-au afectat? Da, sincer, da. Au fost foarte multe momente în care am fost oarecum pusă la pământ și momente în care nu vroiam efectiv să mai ies din casă pentru că îmi spuneam că nu am ales eu să fac parte din familie și au fost momente grele, dar am învățat ușor, ușor că în timp orice aș face, tot numele tatălui se va aduce în discuție și că trebuie să merg mai departe, indiferent de ce spune lumea. Faptul că te cheamă Iordănescu pe tine te ambiționează mai tare să demonstrezi că înainte de Iordănescu ești Maria? Întotdeauna a fost asta. Adică de mică mi-am dorit ca eu să-i răsplătesc pe mama și pe tata pentru ce au făcut, să le arăt că la rândul meu și eu voi face ceva. Pentru mine un model și un exemplu este Edi, pentru că a ajuns în momentul în care actual să fie antrenor pe spatele lui, fără să depindă și să-și creeze practic o imagine cumva debarasată de imaginea tatălui nostru. Mi-am dorit de mică să ajung și eu undeva și să nu mai se spună doar asta, este fata lui și a făcut doar pentru că a ajutat-o el. Bun, am vorbit, să zicem, până acum de dezavantajele faptului că porți numele Iordănescu, dar avantajele care sunt? Te vedem aici alături de familia ta la Euro 2016, nu erai într-o postură foarte bună, plângeai, draga, de tine, de ce plângeai? Îmi ziceai că plângeai și când era 1-0 pentru România. Mi-e greu să văd imaginile de atunci. Cred că a fost cel mai frumos, nu știu și acum plânsul, cel mai frumos, dar și cel mai dificil moment. Le-am schimbat, gata, nu le mai vezi, nu vrem să plângi. Da, pentru că știu cât suflet a pus tata, îl vedeam acolo pe bancă și mi-aduceam aminte doar cuvintele pe care le spunea mamei acasă, că nu știe cât o să mai reziste, că nu mai poate să mai facă față. Nu prea multă lume știe că după perioada campionatului european, când ne-am întors în țară, tata a avut niște momente destul de dificile și chiar îmi făceam griji pentru el. Sincer, dacă ar fi să dau timpul înapoi și să mai retrăiesc acele momente, cred că n-aș mai rezista. A fost cea mai greu de suportat, cel mai greu de suportat eveniment de până acum, în momentul de la Euro. Era foarte multă tensiune. Foarte multă tensiune, mulți români, suporteri. Mă gândeam că dacă echipa îi va dezamăgi, totul va fi aruncat în spatele tatălui. Îl vedeam pe el cât de agitat era, îmi transmitea. Eu consider că mi-a transmis foarte mult. Vedeam pe frații mei și ei erau tensionați și ei erau emoționați. Dar dintre toți, eu am trecut cel mai greu peste acel moment. Sunt și o fire mai sensibilă, dar cred că tata mi-a transmis foarte mult. Era cel mai mult în timpul meciului, cel puțin în meciul cu Franța, unde eram foarte aproape de tata, eram ori cu fața între palme, nu puteam să mă uit. Cel puțin mi-aduc aminte că a fost un penalty care nu l-am văzut, eram cu capul între mâini, nu mă uitam și mă uitam doar în timpul meciului, doar la tata, să-l văd dacă e bine, dacă e acolo, dacă e în regulă, să nu pățească ceva. Apropo de acest lucru, ce face domnul Iordănescu acum? E bine, e ok? Tata este bine, da, se ocupă de câteva afaceri mici. E tată, în primul rând, și în al doilea rând bunic, pentru că are doi nepoți cu care își mai petrece timpul. Se mai duce la un fotbal de picior, cum zicem noi. Se relaxează. Și se relaxează, exact. Bravo. Apropo de avantaje, avem cu tine câteva poze pe care ți le-am luat așa de pe Instagram sau de pe Facebook, nu mai știu exact, nu mai contează. De exemplu, cu Piqué. Da, da. Ai făcut poze, e preferatul tău? Cu domnul Gheorghe Hagi, la fel? Da, l-apreciez foarte mult pe domnul Hagi pentru ce face pentru fotbalul românesc.
Piqué, în schimb, este unul dintre jucătorii mei favoriți din afară. Am făcut o poza cu el în timpul după meciul cu Spania de la Cluj, România-Spania, amical. Da. Am fost impresionată când l-am văzut, ce să spun. Aveam mai devreme o poză cu tine ținând tricoul lui Săpunaru. Știu că ești prietenă cu el și vă înțelegeți foarte bine. Chiar știu că e fotbalistul tău din România preferat, da, nu? Da, da, așa este. Tocmai din prisma faptului că îl cunosc personal, m-a ajutat să-l văd dincolo de poziția de jucător. Este un om extraordinar, un familist convins și îl apreciez enorm pentru cum este el ca om. Bun, Maria, îți mulțumim mult de tot pentru prezența ta la emisiune. A trecut destul de repede timpul cu tine, nici nu-mi imaginam că o să fie altfel. Mulțumesc și te așteptăm să exersezi în televiziune cu brațele deschise. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot, mult succes ai în continuare. Doamnelor, domnilor, noi aici încheiem emisiunea. Rămâneți alături de Telecom Sport. Sunt Gianina Iacob, zi frumoasă să aveți pe curând.